Joi seară, la Cetatea de Scaun a Sucevei au început zilele culturii polone, eveniment care a ajuns la cea de-a 22-a ediție și care este organizat de Uniunea Polonezilor din România cu sprijinul Institutului Polonez din București, Muzeului Național al Bucovinei, Primăriei Municipiului Suceava și Cinematografului Modern. Deschiderea s-a făcut în prezența președintelui Uniunii Polonezilor din România, deputatul Gervasen Longer, a directorului Institutului Polonez din București, Natalia Mosor, a militarilor polonezi de la contingentul care staționează la Craiova și altor distinși oaspeți. Deputatul Gervasen Longer a declarat că zilele culturii polone poate că nu erau atât de frumoase dacă nu era o colaborare atât de frumoasă cu Institutul Polonez, cu Ambasada Poloniei la București și, nu în ultimul rând, cu Muzeul Național al Bucovinei. Iată că după un an de pandemie în care nu am putut să ne desfășurăm așa cum trebuie, iată că anul acesta putem să ne vedem aici la cetate, putem să continuăm șirul anilor a culturii poloneze aici în România și îmi face deosebită plăcere să anunț că deschidem a 22-a ediție a Zilelor Culturii Polone în România. Sigur că aceste zile poate că nu erau atât de frumoase dacă nu era o colaborare atât de frumoasă cu Institutul Polonez, cu Ambasada Poloniei la București și nu în ultimul rând cu Muzeul de Istorie, ne place nouă să spunem, al Bucovinei. Sigur că suntem poate astăzi mai puțini, tot datorită faptului că această pandemie nu s-a terminat, de aceea vreau să mulțumesc presei că este alături de noi și prin intermediul presei, comunitatea noastră, toți cei care se vor uita la televizor sau vor citi presa sau pe internet vor vedea că aici în România, aici în Bucovina, aducem un aport la cultura românească. Arătăm și noi din cultura poloneză, arătăm din folclorul polonez, deoarece am avut sâmbătă ziua recoltei, tot o sărbătoare foarte frumoasă și iată că continuăm cu zile culturii aici la Suceava, așa cum v-a spus doamna director, vor urma câteva evenimente chiar anunțate de dumneaei. Sigur că această expoziție care este expusă aici tot așa este continuatoare a ceea ce am făcut noi în iunie, dacă nu mă înșel, la Cârli Baba, unde iarăși am avut onoarea să avem ca oaspeți garda militară poloneză și română, unde a fost expoziție cu tehnică militară, tehnică militară a polonezilor care staționează în Craiova. Vreau să mulțumesc oaspeților care au venit, vreau să-i mulțumesc doamnei inspector Cristina Albu, inspector pentru minorități de la Inspectoratul Școlar, vreau să-i mulțumesc doamnei director Maria Ucraineț de la Părtești de Sus, școala care este de centru, care aparține și Cacica și Solonețul Nou. Vreau să îi mulțumesc doamnei director de la Solonețul Nou, doamna Eugenia Ostrovski, doamnelor profesoare, nu le mai enumer aici, dar vă mulțumim pentru că sunteți aici și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc, așa cum a zis și doamna director Natalia Mosor, echipei de la Dom Polski care se află tot aici pentru toată grija și străduința pentru a organiza această zi frumoasă. Dar în același timp, doamna director, transmiteți și dumneavoastră, echipei dumneavoastră de la institut, care este tot aici și ne aude, care iarăși prin străduința lor și a noastră, această zi poate să arate destul de frumos și mulțumesc și eu armatei Polone, contingentului militar împreună cu Artur Iabloinski, care au vrut să vină aici în Suceava.
După deschiderea oficială a fost vernisată expoziția Alianța Militară Polono-Română în perioada interbelică. Imediat după vernisaj, cei prezenți au asistat la un concert de muzică clasică.